avionul în hangar. Și presupun că îmi dă și ceva medalie. Oricum avionul ăsta este foarte bun. Da, sunt la 80% sunt cu... Deci avionul ăla e mult mai bun decât avionul ăsta. Da, poate treaba este că am upgrade full la el și de ce? Vedeți, pilotul este 80% și mi-arată dunga asta, baram ce este dunga asta. Și îmi zice să-l vând cu 15.000 și ăsta îmi zice să-l vând cu... Deci avionul, 16.000 valorează avionul ăsta și avionul ăsta valorează 89.000, dar mai mulți bani cred că fac cu avionul ăsta. Da, în fine. Și vedeți și la 2. Cred că dacă îți cumperi, dacă îți faci upgrade full la el și îți cumperi și următorul avion, atunci primești chestia aia, adică un fel de paranteză și cred că ție mai bun avionul ca de obicei. Nu știu să vă spun exact. Ok. 8 points, 200 și ceva. Avionul, avionul ăsta, ați văzut că am făcut upgrade la gun, la armă. Nu mai pus încă un tun pe el. Dar nu prea am reușit să-l folosesc. Să vedem acum, poate voi reuși să-l folosesc. Mai vreau să fac upgrade la motor. Adică să cumpăr un motor mai bun, să aibă viteză mai mare. Și-am pornit. A, ce greu e să conduci din avion. Nu-mi place deloc. Am și ieșit de pe hartă când am condus așa. Ok, și să zburăm. Uite, vedeți, zbor destul de sus cu avionul. Nu pot să urc așa de sus. Enemy contact. Ok, so what? Mă duc după avionul cel de jos, da. Come on, come on, come on, pa, 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 pa. Cred că la... Frumos. M-am mișcat bine. Și avioanele astea sunt pe categorie, adică, nu știu, este heavy. Deci avion greu. Bine, frățică, până ajung acolo. Până ajung acolo, tu ești mort. Uite cum îl urmăresc. Opa. Mamă, dar ce ciudat. Era cât cu ce să... Dar și m-a dus în...
scura lupului. Ați văzut ce mi-a făcut. Come on, mișcă-te, Blade-ule. Și sunt mort. Nu era de așteptat. Back to hangar. Unde este avionul care îmi place mie? Asta este, da. Avionul meu preferat. Ok, let's wait before the battle start. The battle will start in 3, 2, 1, go. Uite că am avut dreptate. Da, ceva asemănător. Bine, acum mai avem un pic de așteptat până se încarcă. Vedeți aici linia albastră până se încarcă. Și după aceea avem de așteptat iarăși câteva secunde, 20 de secunde până pornim bătălia, dar oricum cred că ați văzut asta până acum. Select the aircraft to compare. Deci avionul meu este foarte big, dacă vă uitați aici. Foarte, foarte big. Dar îmi place avionul ăsta. Deci mă mișc cu el. Și am și bombă. Dacă scot bomba, bombele, am manevrabilitate mai mare. Deci pot să fac curbe mai supărate, dar nu cred că este foarte bună manevrabilitate, dar are și un pic de firepower, ați văzut, are putere. Good hunting. Good hunting. Uite ce frumos avion. Enemy contact. Ok. Bine că nu sunt prim. Target hit. You're under anti-aircraft fire. Cred că s-a prăbușit săracul. Mai bine mă duc acolo. Nu-mi place când sunt singur într-un loc. Ce s-a ajuns pe cineva? E bine, fugi de acolo. Asta este cel mai... cel mai indicat. Nu, așa, acum să mergem cu toți băieții să vedem dacă a mai supraviețuit cineva. Sus avionul. Enemy headquarters destroyed. Enemy anti-aircraft fire lost accuracy. Hai, mai supraviețuiești un pic, că imediat să sunt la tine. În 5 minute. Am supraviețuit. Ce mai am, că 3 avioane. Unul e sus. Să lăsăm o bombă undeva. Haide să lăsăm și o bombă. Bombă. We've won.
N-am mai apucat să... Da, ok, cam atât a fost pe astăzi. M-am plictisit. Deocamdată o să mai jucăm și altă dată o să vedeți, poate reușesc să-mi cumpăr alte avioane mult mai performante. Uitați, mi-a dat și puncte de victorie și tot. Ok, salutare și să aveți noapte bună, cel puțin la mine este acum se face noapte. Ok, salutare.